Seară bună, dragi prieteni! 2 noiembrie 2021 și echipa surpriză la tine acasă, iarăși cu un program bogat cu oameni dragi, cu oameni care fac frumoase sărbătoare și adună oameni în cap de masă. Ne facem și noi prezența ca de fiecare dată, cu niște emoții frumoase, cu o amintire lăsată în fiecare familie și nu în ultimul rând în sufletul fiecărui omageat. Astăzi dăm startul emoțiilor frumoase seara, pentru că seara se adună oameni dragi, pentru că este zi de lucru, iar seara, după serviciu, fiecare cu drag și suflet bată ușa omageaților, ceea ce vom face și noi. Venim spre Maria Panță, ce face frumoasă vârstă în buchetul vieții, 31 de ani. Astăzi, de departe din Anglia, cea prietenă dragă Elena Grițco, cu care au copilărit împreună, au împărțit și bune și rele, au petrecut frumoasă copilărie și, desigur, acum, în prezent, sunt și cu mătri. Eu zic că este foarte lăudabil și frumos când anii din copilărie trec frumos, cu amintiri frumoase. Și indiferent de anii care trec și barierele care apar în calea vieții lor, totuși au reușit, reușesc în continuare încă și vor reuși cu siguranță să păstreze această legătură frumoasă dintre prietene, dintre două fete din copilărie, dintre două femei de acum, din prezent. Mergem spre Maria să-i batem în ușă și desigur să-i adresăm întrebarea. Cum crede, din partea cui vine echipa surpriză la tine acasă? Și noi ne punem de plină speranță și încredere că răspunsul va fi unul corect. Haideți până! Ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, fie vă viața numai lumină, ca în lumină să viețuiți, pentru credință și fericire, la mulți ani să trăiți. Bună seara! Bună seara, mulțumesc! Nu, nu m-ați așteptat! Și m-ați luat foarte mult la primire! Mă gândesc! Și nici nu pot să-mi dau seama! Așa, ne-ți salutăm cu drag! Mulțumesc! Îmi dau seama că-i spontan! Aici da. Cârpa în mână, faci treburile, întinzi masă și pregătești! Așa, uite, noi venim aici și îți dai bine seama din partea cuiva să-ți felicităm și să-ți spunem la mulți ani! Astăzi, buchetul vieții tale devine mai bogat. Mă corectezi tu dacă greșești? 31. Uite așa. O nouă treaptă, o nouă floare în buchetul vieții și un bun drag care a apelat cu drag de tine, cu dor de tine, cu respect față de tine și cu o dorință enormă de a te bucura și a-ți lăsa astăzi o emoție în suflet și desigur, cu siguranță, o să fie foarte bucuroasă să vadă atâta uimire în ochii tăi. Zi-mi, te rog frumos, dacă tu intuiești din partea cuivii. Nu știu, zi-mi tu, eu nu am idee. Nu vreau să greșesc. Păi asta nu este de supărare, este ceva... Mă rog, ce trece omul prin cap, prin gând. De la Anglia, dacă nu mă greșesc. Asta e indiciul vin de unde? Din suflet, din inimă sau din minte? Din inimă. Așa, uite, tu ai spus corect. Dar până azi spune eu, da, este anume persoana dată, poate că deja am dat acordul că este persoana, o să zic așa. Vă leagă amintiri foarte frumoase încă din primele clipe a vieții voastre. Am înțeles că... N-am greșit. Așa. Uite, eu zic, dar tu hai să vedem, dacă chiar la asta te-ai gândit. Cum e? Așa. O dragoste foarte profundă și o legătură extraordinar de frumoasă care durează, așa mi-a spus, chiar 31 de ani, câți ani face ea azi. Am împărțit amintiri frumoase, am mâncat într-o bucățică, am copilărit împreună, am avut o adolescență extraordinar de frumoasă, ne-am povestit multe lucruri unei alteia, stai seama că este o ea și nu un el, așa, și uite, mi-a spus încă așa un moment și mi-a plăcut extrem de mult, încă l-au avut pentru prima dată și chiar o să o menționez, că mămica ei te-a și alaptat o perioadă. Deci, cumva aici s-ar primi că sunteți sorori de cruce sau cum. Așa. Uite, este foarte frumos.
Și este extraordinar de lăudabil și un exemplu foarte frumos că prieteniile încă sunt cele adevărate. Și prieteniile încă mai există cele adevărate și ele durează. Astăzi sunteți cu mătre. Astăzi o barieră foarte mare stă în fața voastră, Anglia și Republica Moldova. Dar de fiecare dată zic că e bine că sunt echipe de surprize, cărora poți să le scrii, să le suni și să rogi să aducă omul drag de aici de acasă o emoție frumoasă. Astăzi tu ești surpriza noastră și astăzi emoția frumoasă din Anglia, de la cumătrii tăi, Elena și Oleg, cei micuți puișorii lor, Marc, Matei și Luca, cei cinci oameni dragi sufletului tău, sufletului familiei voastre, se alătură pentru o surpriză frumoasă și îți spun din suflet de departe, mulțumesc. La mulți ani! Mulțumesc! Aici îți curulez din partea lor. Mulțumesc! Tot dragul! Mă, ce surpriză, nu m-am așteptat! Să ne sărbătoare din partea lor și acest spumant. Mersi! Îți urează din suflet foarte multă sănătate, bucurii în viața ta de femeie, în viața ta de soție, în viața ta de mămică. Păstrează momentele frumoase petrecute împreună cu acest un drag sufletului tău, căci până la urmă legătura este între tine și între Lenuța, după care s-au unit și familiile voastre și desigur să domnească întotdeauna bună înțelegere și momente frumoase ale familiilor voastre. Dacă ai și tu, Maria, ceva să-i spui aici, cu tot dragul. Vă mulțumesc frumos și vă cuprind cu drag și vă doresc vouă sănătate. Poate cândva o să fim mai aproape, nu la așa distanță. Și vă mulțumesc din suflet. Sănătoasă. Nu pot. Să fii sănătoasă, să ai parte de o seară frumoasă și o seară frumoasă, dar și o viață frumoasă. Asta am avut să-ți spunem. Te lăsăm cu bine grijă oamenilor.